Tuturor ne place să ne exprimăm și să ne definim într-un fel sau altul. Fie că este vorba de hainele pe care le purtăm, de muzica pe care o ascultăm sau de arta pe care o creăm. Prin urmare, pare firesc ca și casele în care locuim să ne exprime într-un fel creativitatea. Dar mulți oameni au dus acest aspect la extrem și și-au transformat reședințele în case neobișnuite și extrem de ciudate. Astăzi vom examina unele dintre aceste case unice în căutarea celor mai ciudate case din lume. Casa Mushroom, SUA. Multe basme și cărți pentru copii prezintă căsuțe de tip ciuperci locuite de mici zâne. Totuși, nu mulți oameni au ocazia să experimenteze acest lucru în viața reală, cu excepția, poate, a celor care locuiesc în această faimoasă casă ciupercă, o casă destul de neobișnuită din New York. Datorită formei sale ciudate, este cu siguranță considerată una dintre cele mai unice case din lume. Dar există o întorsătură de situație, nu este menită să semene cu o ciupercă. Fiecare pălărie de ciupercă se sprijină pe o tulpină care se ridică din pământ, iar fiecare dintre cele patru pălării care alcătuiesc structura are o funcție diferită. Două dintre ele sunt dormitoare, una este o bucătărie, iar alta este o zonă de luat masa și de locuit. Fiecare pod are un acoperiș în formă de ciupercă și este închisă cu pereți cu ferestre în jurul ei. Există un al cincilea pod neacoperit care servește drept punte deschisă. Casa Babel, Franța. Anti Lovac, un arhitect maghiar, a proiectat Palatul Babel, o casă uriașă din Keynes, Franța. Aceasta a fost proiectată pentru omul de afaceri francez Pierre Bernard și a fost achiziționată ulterior ca locuință de vacanță de către Pierre Cardin, creatorul de modă. Arhitectul disprețuia liniile drepte pe care le vedea ca pe un atac asupra naturii, așa că a proiectat casa ca pe un spațiu jucăuș și vesel care promova o curgere spontană și naturală. Deși Pierre Bernard nu a locuit niciodată efectiv la palat, l-a considerat ca fiind paradisul său personal. După ce a murit în 1991, Pierre Cardin l-a cumpărat pentru a-l folosi ca locuință de vacanță. A fost scos la vânzare în 2017, dar nu a reușit să atragă un cumpărător. Când Cardin a decedat în 2020, au existat sugestii ca acesta să fie transformat într-un loc de desfășurare a unei expoziții de artă. Babel House cuprinde 10 dormitoare, mai multe piscine, un lounge cu vedere panoramică și chiar un teatru în aer liber care poate găzdui 500 de persoane. Casele cubice, Olanda. Povestea acestor case este destul de fascinantă. În timpul celui de-al doilea război mondial, orașul Rotterdam a fost complet distrus, fără a lăsa rămășițe semnificative. După război a existat o nevoie considerabilă de a reconstrui orașul din punct de vedere arhitectural, obiectivul fiind acela de a-l face distinct. Ca urmare, au existat încercări de a contracara designul utilitarist anterior, ceea ce a dus la construirea caselor cubice, unul dintre cele mai mari exemple ale primelor icoane ale modernismului din oraș. Prin urmare, galbenul a fost ales pentru fațadă datorită influenței psihologice pe care o produce, optimism și vitalitate. Amestecul arhitectural al fațadei galbene care atrage atenția, designul distinct și dimensiunile spațiului public care unește spațiul pieței și regiunea veche sunt foarte eficiente în atragerea atenției oamenilor. Interiorul fiecărui cub este împărțit în 3 niveluri conectate de o scară subțire din lemn. Ksywy Domek, Polonia. Următoarea clădire de pe lista noastră cu cele mai ciudate case din lume pare desprinsă direct dintr-un basm. Ksywy Domek este o structură comercială din Sopot, Polonia, care se distinge prin stilul său arhitectural. Forma clădirii oferă aspectul vizual de deformare. Ksywy Domek a fost deschisă pentru public în 2004, iar de atunci a obținut mai multe onoruri și distincții.
Designul ciudatei clădiri dă iluzia că se lasă, se topește și se deformează. Cu ferestre cu rame de gresie și o intrare cu vitralii multicolore, ea completează unele dintre caracteristicile estetice ale clădirilor învecinate. Interiorul Xavi Domecq cuprinde cafenele, birouri, cluburi de noapte și un perete pe care celebritățile poloneze își scriu numele după ce au vizitat celebra structură. The Toilet House, Corea de Sud. Sim Ja Dak, fost primar al orașului Suwon, s-a născut de fapt într-o toaletă din casa bunicilor săi, ceea ce poate explica preocuparea sa de o viață pentru toalete curate. El a supervizat o inițiativă de curățare și îmbunătățire a toaletelor publice din oraș, pe când era primar al orașului Suwon la începutul anilor 2000. În cele din urmă a creat o asociație globală pentru toalete pentru a încerca același lucru și în restul lumii. A fost supranumit în mod corespunzător domnul toalete de către colegii săi. La moartea sa, proprietatea a fost lăsată moștenire orașului și transformată într-un muzeu al toaletelor. Casa în sine este considerată cea mai mare sculptură de toaletă din Coreea, cu două niveluri de instalații care evidențiază importanța toaletelor pentru sănătatea unei societăți. Lucrări de artă pe tema toaletei sunt expuse în jurul muzeului și în incintă. O mare parte dintre acestea, cum ar fi o grămadă masivă aurită de excremente, constituind minunate oportunități pentru fotografii. Casa cu susul în jos, Germania. Sebastian Michiciuk și Claudius Golos, doi arhitecți polonezi, au fost mințile din spatele acestei case neobișnuite din Trassenheide, Germania. Ea a fost construită inițial pentru proiectul lor expozițional The World Upside Down, care urmărea să ofere oaspeților o perspectivă unică asupra lumii din jurul lor. Totul în interior este cu susul în jos, cu excepția, bineînțeles, a scării pe care urci în casă după ce ai intrat pe ușa mansardei. Dintr-o dată te plimbi pe tavan, în timp ce deasupra ta se află mese, scaune, plante, opere de artă și tot ceea ce te-ai aștepta să găsești într-o casă, dar cu susul în jos. Fiecare detaliu a fost gândit și chiar și perdelele au fost instalate într-un mod care le menține suspendate în spațiu. Nu numai că această casă neobișnuită este cu susul în jos, dar este și ușor înclinată, la un unghi de aproximativ 6%. Chiar dacă fiecare aspect al casei pare suficient de realist pentru a locui în ea, a face acest lucru ar prezenta multe probleme, iar aceasta a fost creată doar ca o atracție turistică și nu a fost niciodată menită să funcționeze ca o reședință reală. Știai că inclusiv în România există o astfel de casă pe Valea Vrigului din județul Sibiu? Casa Frunzelor, Brazilia. O casă mică și neobișnuită, cu un acoperiș înfloritor care adăpostește și protejează ca o frunză de bananier tropicală gigantă, este situată pe o plajă mică și superbă chiar în afara orașului Rio de Janeiro. Casa în aer liber este menită să stimuleze contactul și conectivitatea dintre om și mediu. Casa de pe plaja tropicală este ideală pentru evenimente sociale și petreceri, cu verande și zone deschise între apartamente și fără coridoare. Utilizarea materialelor naturale, transparența sticlei, culoarea neutră a cuprului oxidat în raport cu verdele dominant al peisajului, care este atât intenționat cât și natural, precum și gama bogată și diversă de modele și texturi, toate acestea au contribuit la dezvoltarea unui spațiu de locuit foarte dorit. Un sentiment de apartenență la zonă, în relație armonioasă cu natura braziliană plină de viață. Casa Nautilus, Mexic. În timp ce o cochilie ar putea fi casa ideală pentru o moluscă, cum se prezintă ea ca locuință pentru oameni?
Această casă frumoasă, dar neobișnuită, se inspiră din forma spiralată a cochiliei cefalopodelor Nautilus, precum și din stilurile arhitecturale ale lui Frank Lloyd Wright și Anthony Gaudí. Arhitectul Javier Sinosiayan a construit structura folosind ferociment, care cuprinde structuri subțiri de beton aplicate peste sârmă armată cu oțel. Acesta a permis de asemenea formarea unor curbe rotunjite în mod natural, fără a fi nevoie de coloane sau pereți portanți. Contururile curgătoare de la etaj la acoperiș produc o dispunere foarte organică, iar micile ferestre portal din pereții de coajă permit luminii să pătrundă în interior. Totuși, cea mai mare parte a iluminării provine de la peretele de vitralii mici, fiecare dintre acestea fiind de o culoare diferită. Interiorul este spațios, deoarece nu există pereți de delimitare, iar designul în spirală contribuie la senzația de flux organic. Concluzie. Astfel, ca o concluzie, într-o lume în care expresia personală și creativitatea se manifestă în diverse moduri, nu este surprinzător să vedem această tendință reflectată în arhitectura locuințelor. De la Casa Ciupercă din Statele Unite, care aduce în viață povestea basmelor, până la Casa Nautilus din Mexic, inspirată de forma cochiliei Nautilusului, fiecare dintre aceste construcții neobișnuite reprezintă un amestec ingenios între imaginație și funcționalitate. Cu toate că unele dintre ele sunt destinate doar să capteze atenția ca atracții turistice, ele ilustrează capacitatea umană de a transforma chiar și cele mai banale obiecte sau forme în opere de artă arhitecturale.